acest eveniment, de tot ceea ce s-au dovedit, îmi pare rău că a trebuit să mă și lipsesc puțin, dar sper să le văd pe înregistrare. Referitor la discuția dintre optimism și pesimism, sau dintre nădejde și descurajare, cred că depinde de fiecare din noi. E un mesaj pe care Părintele Arsenie a încercat permanent să ne transmită, că Dumnezeu este Cel care ține lumea, că indiferent de starea, de poziția în care sunteți, să fim cu Dumnezeu și vom ști ce să facem, dar într-un mod sincer și curat cu Dumnezeu, nu într-un mod speculativ sau formal, ci sincer cu Dumnezeu și să facem ce putem la nivelul nostru. Și avea dânsul o vorbă, spunea, toți vor să facă democrație și să pună pe ceilalți la punct. Și dânsul spunea, pune-te pe tine la punct și ai făcut democrație pentru tot universul. Cred că am socotit eu un an, un centenar, când a trebuit să vorbesc la câteva școli, la copii, că păcatul sau greșeala de după 90, când am scăpat din pușcă, așa, de îngrădire, a fost una a nechipzuinței, că n-am știut ce să facem imediat când am ieșit de acolo, iar altul a fost cel al așteptării. Am așteptat să vină americani, am așteptat să vină europeni, am așteptat să vină ceilalți și le spuneam la copii la școală, la voi, în casă, vin vecinii să vă facă curat? Și le spuneau, nu. Deci, noi trebuie să ne facem și curat, noi trebuie să luptăm să devenim și performanți, noi trebuie să fim atenți, să ne descurcăm în situațiile care apar, cu multă înțelepciune, cu multă atenție, la valorile creștine. Și referitor la monahism, sigur, monahismul românesc are particularitatea parte. El a fost întotdeauna un monahism misionar, nu unul mistic și de izolare. Deci, cel la care m-a contrazis Părintele Arsenie atunci când am vrut să plec în Sfântul Munte. Și m-a arătat epitrafierul și a zis, uite, a legat și a dezlegat, a ajutat pe oameni a îndruma. Este misiune mai mare decât ar te duce să stai izolat pentru tine, într-un for, spus dânsul în mod egoist. Și pentru că istoria poporului român a fost îmbinată cu salvarea poporului de către biserică, de mănăstiri, ele au fost și școli, au fost și spitale, au fost și refugiu în perioade de restriște. Și am fost suntem la fel. Sigur că e un moment în care astăzi nu circulă foarte mult. Posibilitatea de a răspunde la toate solicitările credincioșilor nu putem. Încercăm și noi un fel de autoapărare cât se poate pentru a ne proteja și pe noi. Cu automat, cu unele lucruri care poate ne mulțumesc pe unii care nu își găsesc poate răspunsul căutărilor lor. Dar pentru toate încercăm să facem ce putem. Și ca să venim în ajutorul lor, acum încercăm să facem mai multe afișe, să spunem așa, mai multe panouri cu cuvinte duhovnicești. Sperăm că până de Sfântul Andrei, dacă e vremea bună, să facem pe alea spre Izvor 12 panouri cu citate de la Părintele Arsenie. Nu vor fi ele întru totul să schimbe pe toți oamenii, dar vor da măcar de gândit, vor stârni o curiozitate sau poate că unii chiar îi va ajuta să înțeleagă căutarea lor. Eu vă mulțumesc și mi-a părut rău că fiecare dintre dumneavoastră v-ați oprit prea repede. Și de multe ori când începusem să prind ideea și să înțeleg, trebuie să întrerup, că am vorbit prea mult. Deci, cred că cineva a pus acolo un timp. Așa că, cred că ar trebui să veniți, să stați 7 zile sau 8 zile cât sunt, câți vorbitori sunt, ca să puteți să vorbiți pe îndelete și să putem să fim receptori la toate mesajele pe care le aveți. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă ajute să lucrați mai departe, să nu vă opriți, să nu vă descurajați dacă uneori nu avem ceea ce ne-am dorit, nu avem rezultatul care este, el se poate întâmpla să vedească peste ani. Cu aceasta încurajez pe părinți care de multe ori spun, nu ascultă copilul, ce să-i fac? Nici nu mă bag în seamă, zic, nu forțați, dar spuneți, aveți datoria de a spune. Și dau un exemplu la spovedanie, când a venit cineva la 65 de ani, când a ieșit la pensie, nu mi se spovedească. Și a zis, părinte, nu m-am mai spovedit în copilărie, pentru că după ce n-au mai avut părinții autoritatea asupra mea, am plecat și nu m-am mai spovedit. Acum îmi dau seama că am greșit și am venit să mă spovedesc. Și am spus, zic că mulțumiți lui Dumnezeu că v-a ajutat să trăiți până la acest moment. Și mulțumim și părinților care au semănat atunci puțin. Dar lucruri care, după 60 de ani sau 50 de ani, să ajungă din nou la biserică. Dumnezeu să vă ajute, facem o rugăciune de